Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, vă spun de pe minunata mea micuță insulă La Gomera. Astăzi vom citi o nouă povestire care se numește Bărbații sunt niște porci. Să începem, deci. Aș vrea doar să vă reamintesc la început, dacă vă plac și dumneavoastră povestirile regretatei Rodicoușoc Brașoveanu, vă invit să vă abonați la canal și vă invit să îmi lăsați un comentariu, un mesaj cu ce alte cărți sau povestiri ați dori să auziți. Acestea fiind spuse, să începem. Bunica mea, Coana Mare sau Coana Cleopatra, chiar și pentru familie, se întreba adesea: la ce i-a mai iscat Dumnezeu pe oameni după chipul și asemănarea sa, dacă îl lasă pe diavol să-și râde de ei? Era o făptură măreață, de tip piramidal, și pe care nu ți-o puteai imagina dincolo de gardul curții, fără pălărie. Neuitatele ei părării paralelipipedice care, în ochii mei de copil, semănau toate cu o cutie de pantofi fixată cu un elastic rotund, trecut pe sub conciul sur. Nu lipseau niciodată penele de corb sau cocoș negru, cele simandicoase, destruți, fiind rezervate pentru înmormântările vrășmașilor. Minte iute și ascuțită, cuvintele ei făceau carieră, unele mai circulând chiar și azi printre strănepoți, dar despre bunica poate altă dată. Camelia Marinescu se pensionase de câțiva ani, nu preciza niciodată câți, pentru ca interlocutorul, printr-un calcul extrem de simplu, să nu deducă ce etate are. Era un subiect pe care îl detesta și în conversațiile ei ocolea expert orice amănunt sau dată putând constitui punct de reper. Cunoștințele afirmau că amintirile Cameliei nu aveau vârstă. Biografia ei se putea numi comună. Avusese un serviciu ca toată lumea, tot așișderea își făcuse rândul și se măritase, consumându-și 30 de ani de existență între parametrii unui mariaj mijlociu, alături de un bărbat cum nu se poate mai mijlociu, prototip al individului care răspunde nu știu la sondajele IRSO. Murise la fel de nespectaculos, adică nu se știe exact de ce, pur și simplu se topise și odată cu el și amintirea lui. Chiar și pentru nevastă sa, pe care nu o deranja nici măcar în vis. Camelia aprecia bunul simț, căci, deși îl respectase și avusese toată stima pentru cum se cădenia și onestitatea lui, toată viața nu făcuse decât să o plictisească de moarte. Și azi, doar pomenindu-l, reflex, începea să caște. După un an de văduvie, deci, prin 92, hotărâ că e momentul să apuce taurul de coarne sau, după cum îi plăcea să se exprime, să se ia în mâini. Era încă tânără, arăta coaptă, dar nu trecută și, după socotelile ei, mai putea conta pe un 20-30 de ani de viață. Se simțea sănătoasă, în puteri, iar femeile din familia ei fuseseră longevive. Prima mișcare și cea mai îndrăzneață, vându casa. Aparținuse lui bărbată său, moștenită de la părinți, dar Cameliei nu-i plăcea la curte și oricum era prea mare. Cine să deretice ditai hardughia și să se îngrijească de grădină? Că ei una îi se acrise, întreținerea costa de te lua amețeala, iar cu chiriași nu vroia să se încurce. După cum spunea sora sa, Doruța, Camelia dăduse în damblaua simplificării și dacă răposatul ar fi văzut câte mobile și roabe întregi de boarfe luară drumul gunoiului, ar fi plâns cu lacrimi cât pumnul. Cei drept, vânduse casa pe bani buni și acum căuta un apartament micuț, dar de lux, preferabil lângă Cișmigiu. La buza lui, dacă se poate, când deschid fereastra, să-mi intre liliacul în casă și parfumul copacilor în floare, să-l văd pe Moș Crăciun venind cu Sania pe lacul înghețat. Ești nebună de legat, se cruci sorusa. Dacă ești așa de naturistă, de ce ai mai plecat de la curte? Grădina aveai? Aveai și liliac? La Mahala? Mersi! Și pe urmă, nu dau eu cu târnul în Cișmigiu și nu fac eu metenii de nu mai mă țin genunchii, gâdil în buruienile. În așteptare, se mutase provizoriu la Doruța, angajase o agenție imobiliară și personal, consulta zilnic mica publicitate, rubrica vânzări. Dar, după cum se știe, dacă e să dureze ceva, atunci acela e provizoratul. Trecuse mai bine de un an și nu găsise nimic care să-i convină. Doruța o avertiză. Să nu mă înțelegi greșit, că nu mă deranjează că stai la mine. Doar vezi că sunt singură. Dar ți-o spun din proprie experiență și din ce am mai văzut și am mai auzit pe la alții. Casă ideală nu există, adică fără un cusur cât de mic, fără un ceva care să nu-ți placă.
N-am întâlnit pe nimeni perfect mulțumit de casa lui, oricât de dragă i-ar fi. Mă bucur că nu te-ai săturat de mine. Era singura grijă pe care mi-o făceam. În rest, n-am niciun motiv să mă pripesc. E limpede că acesta va fi ultimul meu domiciliu înainte de Sfânta Vineri. De ce să nu mă simt bine? Și continuă să investigheze. Astfel, într-o dimineață de toamnă, ochii lunecară din întâmplare pe coloana din dreapta vânzărilor, oprindu-se asupra unui anunț matrimonial. Profesor pensionar, 63 de ani, prezentabil, sportiv, carnet de conducere, situație materială satisfăcătoare, caută în vederea căsătoriei doamnă distinsă de vârstă apropiată, fără obligații, neapărat suplă și necicălitoare, exclus bigotism, proteză, FSN. La cuvântul bigotism intervenise însă o greșeală de tipar. Se deslușau limpede primele două litere, ceva dintre a treia, un O, deci bio, ultimele slove pierind sub o pată cenușie. Încercând să ghicească despre ce ar putea fi vorba, Camelia se opri la cuvinte din familia biologiei, disciplină care era tot atât de departe ca și ideea de a se mărita cu un urs polar. În rest, aprecie imediat, corespundea. Distinsă era, văzutați vreun țăran cu nas burbonic, ăia de-au obiecte pătlăgele? Proteza scumpă de porțelan nu se cunoștea, cât despre FSN, iată un punct câștigat, conversație pe aceeași lungime de undă asigurată, ea fiind o monarhistă înverșunată. Fără a fi obsedată de ideea unei căsătorii, Camelia nu exclusese niciodată ipoteza. Oferta i se păru convenabilă, instinctul o mâna spre o tentativă, de pierdut, n-a avea ce, așa că se hotărâ să dea curs anunțului. Doruța din nou se cruci. Femeia asta se crucea tot timpul, încercând să o trezească. Tu ai nebunit? Umbli ziua în amiaza mare cu felinara prins după belele? Știi tu la sigur peste ce nea izmana cu trandafiri în curte ai? Dacă îți mai arde de tangouri, n-ai decât, dar fără vereghetă. Întâi, ripostă Camelia, e obligatoriu ca toată lumea să sufere de hemoroizi. Al doilea, n-am de gând să-mi sprăvesc viața între pocărașe intime și canaste interminabile cu cuconet reformat, posesoare de reumatisme și de nepoți geniali. Absolut toți geniali și cum nu s-a mai întâlnit. Al treilea, n-am să mă pun rău cu Dumnezeu taman acu la urmă, trăind păgânește cu un bărbat. Camelia nu era bigotă și nici măcar practicantă asiduă. Astfel, slujbele de duminică nu erau obligatorii, nu ținea chiar toate obiceiurile, dar în cugetul ei existau câteva fixații, ca niște stâlpi de rezistență, de la care nu se putea abătea. De pildă, nu cosea duminica nici în ruptul capului, ținea postul Paștelui și al Crăciunului, câte o săptămână, lăsa din când în când bani la cutia milei din biserică, vopsea o roșie doar în Joia Mare și nu făcuse în viața ei un singur chiuretaj. Ah, încă ceva, esențial, nu se despărțea niciodată de icoana Sfintei Fecioare. O însoțea pretutindeni, acolo unde deplasarea presupunea poșetă și un număr de ore petrecute departe de casă. Icoana, autentică bijuterie, aparținuse străbunicii, mare amatoare de călătorii la vremea ei și care nu pleca la drum fără să se asigure că Maica Domnului se află în janta de mână, altă bijuterie cu fețele brodate în gobelin. Cu adevărat splendidă icoana răzbunicii. De mărimea unei cărți poștale, groasă cam de 3 cm și pictată pe lemn, reproducea aidoma chipul neasemuit de frumos al vestitei fecioarei din Vladimir. Veșmântul de argint reprezenta o operă de orfevrie, iar spatele era îmbrăcat în catifea mov cardinal, cam ostenită acum de trecerea anilor. De fapt, își propusese de mult să schimbe catifeaua, dar aceasta era genul de lucrare care, nefiind tocmai urgentă, se amână în general sine die. Am să-mi fac timp într-o zi. În seara aceleiași zile, a publicării anunțului matrimonial, Camelia îl sună pe profesorul anti-FSN și stabiliră o întâlnire. Fusese profesor de sport, îndrăgostit de mișcare și obrazul tăbăcit certifica nenumăratele ore petrecute în aer liber. Anii nu-i anemiaseră apetitul și inclinațiile, continua să se agite, un sexagenar care făcea jogging, indiferent la vipie sau viscol, frecventa sistematic bazinul, doar nămeți împiedicându-l să scoată bicicleta afară, iar una din camerele apartamentului era tixită cu instrumente de tortură, haltere, extensor, mănuși de box și perna aferentă, spânzurată de tavan cu care se războia în draci, bașca tot felul de aparate recomandate călduros de reclamele TV.
Important era că se chinuia cu plăcere și nimic nu putea echivala sentimentul de satisfacție încercat dinaintea oglinzii când își admira pântecele plat și conturul intact al siluetei. Pe de altă parte, nu disprețuia nimic mai mult decât sedentarismul, ceasurile petrecute la televizor, stând comod în fotoliu cu un taburet de bucătărie sub picioare și sticla de bere la îndemână și oamenii grași, chiar dacă îi cheamă Helmut Kohl, Arșinel, zi Buda sau Cutărescu, care ar fi descoperit leacul contra SIDA. Ca profesor, Dumitru Albu avusese aceeași gândire. Tot respectul pentru un elev care evolua la paralele, ca un cimpanzeu, compătimire și dispreț abia voalat pentru un ochelarist, câștigător de olimpiade, dar lipsit de aptitudini sportive, neîndemânatic ca un scaun, incapabil să prindă o minge când o arunci de la 2 metri. Fusese căsătorit o singură dată, în tinerețe, cu o colegă de cancelarie. Mica era profesoară de desen cu oarește veleități, expunea pe la diverse expoziții, gingașă și discretă ca o romaniță. O ființă alcătuită parcă din aripi de fluture, petale de floare, arome de grădină și poezie romantică, și pentru care arta, indiferent de performanțe personale, reprezenta singura rațiune de a trăi. Confirmând axioma, contrastele se atrag, Mica se lăsă fascinată de bărbăția agresivă a lui Dumitru, de individualitatea lui care emana ca un parfum tare virilitate. Un bărbat în preajma căruia se simțea mângâiată și ocrotită. După câțiva ani însă, de nopți încleștate, pătimașe, dar și nenumărate după amieze și nocturne petrecute pe stadion, la săle acoperite, ringuri, etc., și un singur vernisaj la care o însoțise. Nu te supăra, Mica, dar eu cred că băieții ăștia, colegii tăi, își bat joc de oameni. Unde s-a mai pomenit vacă blămarin cu uger roșu, zgârie nor țâșnit dintr-un buric sau ochelarii încălecați pe fese? Mica se mulțumise să-i dea dreptate, dar în aceeași seară își făcu bagajele. Ei doi erau incompatibili. Dumitru se consolă repede, mângâindu-se cu ideea că nu toată lumea are noroc în căsătorie. În anii care urmară, se mulțumi cu aventuri de o seară sau mai multe, momente agreabile, dar în primul rând necesare, în sinea lui, decisese că nu se va mai căsători niciodată. Intervenise apoi accidentul. Îl luase pe neașteptate, total nepregătit, într-o bună dimineață se trezi blocat, aproape paralizat, incapabil să abandoneze patul, să se deplaseze până la baie strict pentru necesități. O spondiloză urâtă avea să fie diagnosticul și faptul că fusese nevoit să urineze în pat, incapabil să sune măcar la salvare, îl puse serios pe gânduri. O fi ea bună dulce și singurătatea, faci tot ce poftești, cui ce-i pasă, dar uite că intervin și momente din astea, când ai nevoie de cineva care să-ți aducă un pahar cu apă sau să deschize ușa la doctor. Ce-i rămânea de făcut? Se întrezărea limpede, așa că debuta prin a angaja o menajeră. Deși cam încetinică pentru gustul lui Albu, cancelaria și elevii îl porecliseră val vârtej, toate mișcările parcă fiindu-i viscolite, femeia era blajină, cum se cade, și pricepută. Două însă nu-i conveneau profesorului. Noaptea tot singur rămânea și, nu știu cum se întâmplă, dar taman atunci se înveți și belelele cele mai mari. Pe urmă, fiind cam zgârcit din fire, nu se împăca cu ideea că trebuia să plătească niște servicii care în mod normal se efectuau gratuit, cum ar fi cazul unei legitime, îndeopște servitoare pe gratis. Nu-i rămânea decât să se însoare. Aceasta era starea de spirit a lui Dumitru Albu când îi telefonă Camelia. Convorbirea îi făcu o bună impresie, Camelia era vioaie și în mod cu totul acrobatic, Albu își zicea că nu se poate ca un glas de cintezoi să se lășluiască într-un trup elefantin, vocea cultivată, iar agramatismele lipseau cu desăvârșire. Conștient de minusurile lui, considerate însă derizorii, știa că nu se poate ridica până la rafinamentele Micăi, până la sofisticații cai albaștri, dar nici cioban la oi nu se afla. De la Dali, pe ăsta îl ținea bine minte, un ex-croc de men care își bate joc de lume, până la ciolofan ghiuvetă administrator sau întreprindere, era totuși o distanță greu de mistuit. Se văzură și se plăcură. Nu vă placeți, vă conveniți. Ținu să precizeze Doruța, gazda primei întâlniri. Cu toată sinceritatea, personajul era dezagreabil. Îl găsea tiranic, uscat, egoist și zgârcit. Vitu prima oară în vizită la două cucoane și încă pus pe pețit, cu trei garoafe sfrijite, când geme orașul de flori și un pum de fursecuri amărâte, cum n-am mai văzut de pe vremea lui Ceaușescu. Unde naiba le-o fi dibuit? Camelia era însă de altă părere, că
că era mai autoritar de fel, asta de la dăscălie ei se trăgea. Comanzi toată viața, un, doi, un, doi, nu se poate să nu-ți intre în sânge. Și, pe urmă, nu-i strică bărbatului să se poarte mai țanțoș. E semn de virilitate. După viața molcăluță, lipsită de semne de exclamație, trăită alături de bietul Marinescu, un mototol de-i se ușurau ciorile în barbă, conviețuirea imaginată cu masculinul Dumitru Albu îi se părea înviorătoare și ispititoare, ca o cupă de șampanie bine acidulată și bine frapată față de un ibric cu ceai de tuse. Mai rămânea zgârcenia, iar aici Camelia ridica din numeri. Puțin îmi pasă, nu-s la mâna lui, am banii mei, n-o să-mi comande nimeni cum să-i cheltuiesc și în ultima analiză o grămadă de cupluri trăiesc pe bugete separate. Aha, începuse numere sora sa. Bugete separate, dormitoare separate, că nu vă mai arde de tumbe la anii voștri, frigider separat, că tu suferi cu ficatul și el de rinichi? La ce vă mai luați? Doar pentru un număr de telefon comun? Știi ce faci tu, cameluță, mamă? Baci cap sănătos sub Evanghelie. Amen, exclamă Camelia și-și văzu de treabă. În ce-l privește pe Dumitru Albu, constatarea care de-a face cu o doamnă îi se părea de bun augur, iar independența materială a acestuia îi picura miere pe inimă. Ce mai? Cozonac cu nucă. Deciseră o căsătorie rapidă, pentru că, explica fostul profesor de sport, la vârsta noastră nu mai ai timp de romanțe și dacă intenționăm un tandem care să mai și funcționeze, trebuie să ne grăbim. Camelia exulta, deslușind aici o nerăbdare de logodnic camuflată sub răceala unor argumente. Înainte de introducerea actelor la primărie, Dumitru Albu ținu să reamintească pe un ton de avertisment. Deci, lucrurile sunt clare. Fără FSN. Ți-am povestit deja că la venirea regelui Mihai în țară mi-am pierdut din cauza ambulzelii un pantof în piața Sfântul Gheorghe. Am venit acasă de sculță. Exclusă proteza? Exclus bigotismul. Doruța se interesă. Cu proteza? Cum o descurci? Îi nici dentist, nici orelis deschide gura și scoate limba. Și nici Michael Douglas în Basic Instinct. Există și sărutări decente. Rămânea bigotismul care nu ridica probleme. În fire, Camelia nu călca habotnică, dar o apăsa faptul că se va căsători fără binecuvântarea părintelui Vasile de la Biserica Silvestru. Vorba aia, se cununase religios cu Marinescu acum 30 de ani, fiind amândoi membri de partid. O făcuseră ei în secret în casa unei prietene, dar oricum, riscul rămânea, puteau să-și piardă serviciile, bașca un zurgălău la dosar care va clopoți până la pensie. Nu avea însă încotro. Din prima clipă, simțise o slăbiciune pentru profesorul Albu și, la urma urmei, cunoștea o grămadă de perechi, mai ales din generația ei, care trăiau împreună de decenii și bine mersi, fără ca popa să le fi pus inelul pe deget. Se căsătoriră în regim de urgență, după cum spunea Doruța, și petrecură o săptămână de miere la ferma din Petriș a unui fost coleg de cancelarie. Camelia nu prea le avea cu găinile, vaci cu lapte premiante în general, flora și fauna unui ranch, dar făcu toate eforturile ca să se arate entuziasmată. În fond, era vorba doar de o singură săptămână, iar ea, dispusă la concesii. Doruța, cu ochii pleznind de curiozitate, o iscodi. Ei, cum fu, soră? Ce? Ei, ce? Prima noapte. E interesant cum se petrece între babalegi, că n-am avut ocazia să discut cu nimeni. Camelia ridică din numeri. Nimic nou față de ceea ce știi și tu. Totul se găsește tot acolo. Mai mult șocase reacția lui Albu, de după. Îi plesnise o pălmuță peste pântece și sărise din pat cu ușurința individului care face zilnic mișcare, din plăcere și nu obligat de medic. Cam moale, cam moale, camarade! Camelia îl privise alarmată. Ce? Burta, camarade! Trebuie exerciții! Ne vom ocupa! Camelia se simțea atinsă. Trebuia să specifici în anunțul de ziar că vrei una care a făcut pe cimpanzeul la circ și nu te mai deranjam. E loc de îndreptare. De mâine începem antrenamentele. În primul rând, jogging. Camelia trase de șiretul celei mai frumoase cămăși de noapte găsite la Bucurobor și care acum îi strangula gâtul de furie. Dacă ți închipui că mă poți determina să alerg la 60 de ani în chilos pe stradă în aplauzele vecinilor, înseamnă că nu ai simțul realității. Albu râsese ca unul care e sigur de toate. Nu se știe niciodată, camarade, nu se știe niciodată. Mă cheamă Camelia și n-am făcut armata împreună. Din elevii mei cei mai recalcitranți am scos cei mai buni sportivi. Ei bine, așteaptă tu să mă prezint la olimpiadă. Fusese prima lor ciocnire, dar se împăcaseră repede.
Bunăstarea materială a Cameliei îl determina pe Albu să fie mai concesiv, iar pe Camelia, orice gest de tandrețe al profesorului o făcea să creadă că are 17 ani. Era de ajuns să-i cuprindă umerii cu brațul lui vânjos pentru ca ea, ce să ne ascundem după deget, să simtă pur și simplu că se topește. N-ar fi mărturisit-o nici sorăsii, abia ei însăși, dar în clipele acelea se confunda până la identificare cu Ingrid Bergman, ocrotită și iubită de Humphrey Bogart în Casablanca. Între cei doi, mascul prin excelență, găsea chiar o asemănare, doar că ceea ce dădea la Bogart, țap distins, se putea regăsi la Albu, câine valah. Nimic denigrant aici, ea însăși, din pricina dublei bărbii, semănând cu o babiță, iar Gușă, cu mult mai prosperă, avusese și împărăteasa Maria Tereza. Până una alta și până la o fi șopății, se instalară în casa lui Albu. Avea un apartament la bloc, pe lângă gara de nord, trei camere de comandate și căror profesor le conferise o destinație precisă. Dormitor, living, televizor și șuietă cu amicii pronosportiști și sală de sport. Pentru micile mari secrete ale unei cucoane sărite de 60 de ani care pretind o intimitate desăvârșită, situația se prezenta neplăcut. Camelia dormea cu cremă pe față, uneori felii de biftec proaspăt, încercați numai, rezultatele țin de miracol, cu bigudiuri, își pensa mustața, își trecea lumânarea aprinsă pe sub perii din barbă și dacă apuca să doarmă pe spate, sforă ea de sărate în cuiala de pe pereți. Chestiunea o găsea total nepregătită, căci se păruse de la sine înțeles că se mută la două dormitoare pe o cameră de zi. Când încercase plină de tact să obiecteze, în lumea civilizată soții dorm separat, se străduiesc să rămână amanți măcar sub aspectul înfățișării diurne, ceea ce, la o anumită vârstă, necesită unele preparative, de ce să nu oferim doar frumosul din noi atât cât a mai rămas, etc., Dumitru Albu replicase dur și imediat de parcă ar fi avut răspunsul pregătit. Dacă tot singur trebuie să dorm, atunci la ce m-am mai însurat? Și dacă mai bag un pat dincolo, unde mai fac gimnastică? Cu bunăvoință se poate găsi totuși o soluție. Cu răposatul dormeai separat? Camelia râse ca dinaintea unei enorme naivități. Dar, dragul meu, nu încap comparații. Ne-am luat de tineri, am îmbătrânit împreună. Era cu totul altceva. Pe dracu altceva. Parcă nu știu că sforă și mai tragi și cât un vânt. Cine și închipuie că de la o anumită vârstă nu mai poți roși, avea să afirme Camelia ulterior, nu știe ce vorbește. Obrașii se aprinseră văpaie, așa cum nu-i se mai întâmplase de la 10 ani, când se scăpase pe ea și făcuse pipi în clasă. Reuși să îngaime confuză înainte de a părăsi încăperea. Există unele lucruri despre care oamenii bine crescuți nu discută niciodată. Dumitru Albu rânji, ehe, să-mi faci o listă. Ceaiul de mușețel constituie un calmant excelent și după o ceașcă, Camelia se simți mai relaxată și dispusă să privească situația dintr-un unghi mai puțin sumbru și mai nuanțat în definitiv. Nu se întâmplase mare lucru, incidentul făcea parte dintr-un complex inerent perioadei de adaptare, rodajul prezintă inevitabile asperități. Și iar, era firesc ca ea să se simtă șocată de un limbaj prea direct, frust, dar își zicea, ăștia sunt sportivi, se exprimă mai cazon. Își petrec o bună parte din timp departe de familii, prin cantonamente sau altele de genul ăsta, doar bărbații singuri între ei, așa, fără nicio etichetă, fără rezerve convenționale și așa mai departe. Mai recunoaște în sinea ei că, doar gândindu-se la brațele lui puternice, tot anul bronzate, își simțea întreaga făptură agresată de fiori necunoscuți. Simpla lui atingere, absolut întâmplătoare, când îi întindea solnița de pildă, o făcea să tremure de plăcere. Puse una peste alta, hotărâ să facă tabula rasa și să o ia de la capăt. În primul rând, trebuia să-și sufle mânecile și începu să aranjeze ceea ce, de acum încolo, va însemna căminul ei. Trecuse o săptămână de când se întorseseră de la Petriș și încă trăia provizoriu, cu valizele și cufărul mare nedesfăcute. Sperase că va avea o cameră a ei și își lăsase timp să-l convingă pe Albu. De vreme ce însă acest lucru nu era posibil, nici nu mai merita să se gândească. În consecință, îi telefonă Lucicăi, vechea ei femeie de serviciu, și se puseră pe treabă. Se brodea bine, pentru că Albu era plecat pentru o zi la Oltenița, unde avea o bucată de pământ, iar bărbaților îndeopște nu le place când casa e deranjată. Chiar și bietul Marinescu, cât era el de plajin și fără pretenții, în zilele de curățenie se întorcea acasă doar după ce se înnopta. Mobile nu adusese cu ea unde să o mai bage, ci doar lucrușoare care să însenineze, să creeze o ambianță intimă, unde să nu se mai simtă complet străină și să aducă o leacă de frumusețe unui interior rece, punctat doar de trofee sportive. Câteva glastre cu flori,
două sfeșnice de porțelan, acuarelele cumpărate la Capri atât de luminoase, o etajeră cu cărțile preferate, pendulul mic cu fetița care se dă în leagăn, o bombonieră capodimonte, desigur, icoana de la Străbunica și altele de același fel. Terminară abia spre seară, dar și trăseseră nu joacă, pentru ca la întoarcere Albu să aibă de ce se minuna. Curățenie mare, cu perdele spălate și agățate încă de ude, că n-avuseseră timp să se usuce, lămpile ziceai că picură stele, covoarele înviorate cu oțet, mai grozav decât orice carpetin, totul strălucea cleștar și spumă de ou. Camelia mai operase și unele mici modificări în aranjamentul mobilei, strecurase cu gust obiectele aduse de ea, astfel încât păreau să facă parte din decorul obișnuit, sălășluind acolo de când lumea și, zău că până la urmă, casa chiar că arăta drăguț. Albu urma să se întoarcă abia la noapte după 10, așa că pe la 6, înainte de plecarea Lucicăi, mai avură timp de o cafea și de un păhărel de vișinată. Priveau amândouă mulțumite în jur, Camelia avea emoții, bine că îi rămânea destul timp să se odihnească și să se aranjeze. Pe Lucica o pălise oboseala, vișinata și nostalgia. Ce ție și cu viața asta, doamna Camelia, și bietul domn Marinescu? Ziceam că o să muriți cu capul pe aceeași perină și ia uite, astea m-a șternut cu mâna mea patul cu altul. Soarta, Lucico, ea hotărăște și nu noi. Femeia clătină din cap, adăugând cu brutalitatea caracteristică oamenilor simpli care nu cunosc complexe de vârstă. La anii dumitale, nu mai credeam să mai încinci cuptorul pentru altul. Ei, nu-s chiar așa de bătrână, se șifonă Camelia, și pe urmă lumea s-a mai schimbat. Atunci ne vedem săptămâna viitoare. Important e că totul a ieșit bine. Lucica se ridică ușor, nesigură pe picioare. Bine, bine de tot. Ar fi bine să-i placă și lui domn profesor. Vezi? Nu știu cum să mă exprim, dar până acum a avut doar un acoperiș, acum are un cămin. Nu de aceeași părere? Era și Dumitru Albu. Avusese o zi proastă la Oltenița, ca totdeauna de altfel, când se ducea în vizită de lucru să-și controleze arendașul. Aparținea speciei nefericiților, mai ales oameni din vârstă, care se cred în permanență înșelați de semenilor. O țară de hoți, domnule, asta suntem, toți fură! Mai avusese și o pană pe drum, așa că se întorsese capsat și cu un nemărturisit, dar uriaș apetit de scandal. Dacă ar fi fost după el, nu-i mai trebuia nici mâncare. S-ar fi simțit fericit cu un duș fierbinte, cu o cană de țuică fiartă și până mâine dimineață tragem pe dreapta, băieți. Și bine ar fi fost, doamne, să nu găsească inventar viu acasă, ci doar liniște nemobilată, să nu fie obligat să dea binețe vreunui oarecine. Îi ardea lui acum de Camelia că duce grivei dorul de păduchi. Doar ce păși în casă că-i sări pârțagul. Unde dracu a dispărut cuierul din vestibul? Tot în vestibul era, vezi bine, pe peretele opus, dar nu la locul lui. Ce-s prosteile aștia? Camelia îi vâjea urechile. Trebuie să-mi iau tensiunea, așa că nu înțelese prea bine și bătu câmpii suavă. Nu așa că-i drăgălaș? Ești mulțumit ce cuibișor ți-am aranjat? Trebuie să recunoști că arată ca o bomboană. Pumnii profesorului pârâiră. Dacă nu încetează, o strâng de gât. Dar Digul rezistă încă o dată presiunii. Puteai să-mi cer și mie părerea. La urma urmei, e casa mea. Ai umplut-o cu farafastâcuri și eu n-am aer. Sunt un individ care are nevoie de aer. Dar sufocată și realmente fără aer, rămăsese Camelia. Își duse degetele manicurate cu pastă roz, doar cu două ceasuri înainte, la gâtul devenit vânăt apoplectic și rosti perplexă. Am vrut să fie o surpriză, să te scutesc de deranjul din casă. Am muncit pe brânci cu Lucica. Explică-mi, de ce am greșit? Dumitru Albu nu răspunse și intră în dormitor. Un răcnet înfricoșător, iar după aceea urmă iadul. În aceeași noapte, cu o pungă de gheață pe cap și după un pumn de pastile, Camelia îi relata sorăsii secvențe de coșmar. Nu știam ce se petrece. Urlete, trosnituri, zgomot de sticlă spartă, de mobile izbită de pereți, chestii pe care le-am întâlnit doar în filme. N-am crezut niciodată că se întâmplă la Ieve. Și ce a fost? Se interesă Doruța, pocnind de senzațional. A dat ochi cu icoana de la Străbunica. O aranjasem pe noptiera mea lângă văsucul pictat cu mioziciști. Auzi tu, Doruțo, am crezut că-i diavolul în persoană. Ochii scoteau flăcări, a zvârlit sfânta icoană de perete și a început să urle. Te-am avertizat, fără bigotisme, fără biserică, popea, gheazmă și tămâie și fără proteză, afară, afară. Ești tăticăloasă, mincinoasă, o trișoare cu placă și cheală pe sufuste. Du-te, du-te învârtindu-te cu biserica și dinții ai tăi de porțelan cu tot. Mulțumesc lui Dumnezeu, Doruțo, că m-a lăsat să plec cu toate ale mele. Întreagă și nevătămată.
Doruța își făcu o cruce adâncă. Măicuța domnului Camelio, doar ea bunuța și drăguța ce te-a ocrotit. Peste câteva luni, Camelia găsi în sfârșit apartamentul mult visat. Nu înflorea liliacul chiar în casă, dar ce mai contau 20 sau 30 de metri. Aventura cu profesorul Albu se topise în ceață, ba mai și râdea cu Doruța de nebunul ăla, așa că se mută entuziastă și plină de energie în noua locuință. Își aranjă un interior, o dulceață și se simțea pe deplin fericită. Într-o dimineață de toamnă, cam pe la mijlocul lui noiembrie, se trezi ca de obicei la nouă și tot ca de obicei bine dispusă. Aruncă o privire pe fereastră, dar vremea mohorâtă nu îmbia plimbare. N-avea nevoie de nimic, nici măcar de pâine, astfel că, în timp ce își bea ceaiul de pojarniță, decise că azi nu va ieși din casă. Ba dimpotrivă, agrea perspectiva, căci ea nu era o femeie care să se plictisească și apoi într-o gospodărie se găsește întotdeauna ceva de făcut. Chiar așa, o străfulgera ideea după ce înghiți lingura de miere diurnă, pentru o mai lesne purgație. De ce nu s-ar apuca să schimbe în sfârșit veșmântul de catifea, mai bine zis spatele de la icoana Sfintei Fecioare? Erau ani de zile de când își propusese să o facă, dar uite că de fiecare dată se ivea altceva mai important sau pur și simplu n-avea chef de pigulit. Tipuind într-un sac de petice și resturi de materiale, care cu coană nu l-are, o bucată de catifea albastră rămase de la o roche de revelion, eliberă masa din bucătărie, deschise tranzistorul și se puse pe treabă. Doamne, că frumoasă și diafană mai era măicuța! Se cunoștea pe chipul de săvârșit adorația și sârgul depuse de meșterul al cărui penel fusese fără îndoială mânuit sub inspirație divină. Cu infinită grijă și atingeri gingașe, Camelia scoase cuișoarele de argint care fixau stratul de catifea. Erau cât gămălia, trebuia răbdare și aplicație, dar Camelia le avea pe amândouă și din plin. Ultimul cuișor, uite că l-a dovedit, acum ușor, ușurel trebuie desprinsă carcasa de argint a picturii pe lemn și, Doamne, ce grozăvie! Inima ei se oprise în loc, privea fără să-și creadă ochilor. Asta era icoana, comoara sacră a familiei, imaginea sfântă la care se închinau de când se țineau minte toate femeile din neamul lor. Sub hlamida de argint, o dansatoare de French cancan, surprinsă în plină frenezia dansului, își etala lingeria spumoasă, ciorapii negri, jartierele, în cea mai fidelă manieră a lui Toulouse-Lautrec. Peste umerii goi răsărea chipul fecioarei, nespus de trist. Camelia își rezemă capul în palme. Bărbații sunt niște porci, dar icoana, ce avea să se aleagă de icoană? Habar n-avea. De undeva, dintr-un ungher, se auzi râsul sardonic al lui Dumitru Albu. Aici se termină povestirea Bărbații sunt niște porci, din cartea cu același nume a regretatei Rodica Ojoc Brașoveanu. Sper că v-a fost pe plac. Încă o dată, momentan înregistrez doar prin microfonul de la laptop. Sper să mă auziți mai bine ca înainte când înregistram cu telefonul. Sper să vă placă. Aștept să vă abonați la canal, să dați click pe clopoțelul de notificări pentru a afla de câte ori postez o nouă povestire. Vă aștept cu un like și cu un comentariu dacă doriți să-mi comunicați ceva. Vă mulțumesc tare frumos că ați fost alături de mine și să ne auzim cu bine data viitoare. Vă mulțumesc tare frumos!